tău de abordare a problemei nu face altceva decât să înrăiască conflictul dintre tine și persoana respectivă. Mai mult decât atât, acești ministreți, deși sunt recunoscuți pentru diplomație, vreau să vă spun că vor influența în mod negativ pe oamenii din politică. Pentru că, de exemplu, dacă avem un mistreț, va deveni foarte răzbunător. Dacă avem un mistreț în politică? În politică. Va deveni foarte răzbunător. Și așa că, mai ales noi că avem o mare problemă. Cine e mistreț în politica noastră? Domnul președinte. Și vor fi momente de răzbunare, adică nu de răzbunare, ci de... Deci e posibil că avem alegeri... Exact. Va sări într-un conflict prezidențial. Dacă ar fi fost după mine, cel mai bine era să fi pus un candidat care era câine. Păi să punem un câine ca să dacă pune un câine, câinele și mistrețul fac casa domesticității și o să-și atragă foarte mult o cât mai mare pătură de votanți. Asta s-a întâmplat la ultimele alegeri. A fost an de a venit câinele și a venit mistrețul care a fost președinte și au venit mulți votanți. Așa e, da. Asta se întâmplă. Era acolo un... trebuie să alegem un câine de un câine ar fi... și un iepure ar fi bun. N-ar fi rău nici un iepure, pentru că iepurele aduce diplomație și miroase și banii. Dar, de exemplu, dacă vrei să distrugi Știți un om... Știți un iepure în politica românească? Serios, vă întreb. Partidele trebuie să se... Vreți să vă spun ceva? Atâția apar și dispar în politica asta. De exemplu, știam că la un moment dat câine era domnul Tăricianu, să vă spunem. Deci dânsul era în zodiac. Care dorește să candideze. Problema e că mai sunt astea câteva zile până se schimbă anul, care nu-i sunt foarte favorabile. Mai ales în luna ianuarie, dânsul are o lună nemaipomenită. Și așa că, dar un câine ar fi foarte bun de alergat, de dus spre președinție. Iepure foarte bun și chiar un tigru, o să râdeți. Dar tigrul ăsta va fi devorat. Asta e singura problemă. Cine e tigru? Domnul Dragnea este tigru. Păi, vedeți că nimeni n-a făcut o mică... Uite, și eu sunt tigru și n-am să candidez ca să... Promiți! Promit! Știți când s-a numit Tigrul Europei? Anul trecut, da? Și la un moment dat după aceea a zis că este atacat de doi șobolani. Surpriza este că domnul Ponta și domnul Grindeanu sunt șobolani. Corect, da. Nici nu puteai să le spui. Dacă te duceai și îi spuneai, băi, de ce îi faci șobolani? Spuneai, asta e zodia lor. Adică nu era nicio chestie. Dar, dacă anul acesta care se încheie acum, spunem că a fost un an de justițiari, iată că la anul va fi un an de o diplomație prost înțeleasă. Nu m-ar mira să se rupă și câteva alianțe de-astea politice foarte... care păreau destul de strânse. Ce înseamnă tigrul va fi devorat? Adică ce credeți că îi se va întâmpla la anul? Se va răzbuna lumea pe el. Adică va ajunge la un moment dat în care nu mai contează ce ai făcut, contează că ești tigru și trebuie să fii înlăturat. Adică nu mai există niciun pic de... să spun așa, logică și se va baza pe trădări. Vor apărea trădări de când nu te aștepți. Poate să te trădezi cel mai apropiat de lângă tine. Și ar putea să facă ceva să prevină, în afară de, mă rog, să știe că se pot întâmpla lucrurile astea? Vedeți, dumneavoastră, există în metafizica chineză o chestie foarte interesantă. Dacă dumneavoastră săriți de la etajul 20 și vă apropiați de parter și ziceți, hai să fac ceva, e cam târziu. Da, corect. Ideea este că se văd anumite predispoziții în hărțile fiecăruia și fiecare trebuie să acționeze după acele predispoziții. Acum, în ultim moment, cea mai la modă este să cumpărăm. Noi cumpărăm tot. Cumpărăm un prieten, cumpărăm copilul, cumpărăm orice. Nu o să mai meargă cu cumpăratul. Pentru că mistrețul mai are o mică meteahnă, cheltuie foarte mult. Deci dacă trimiți un mistreț la pâine, da, el se duce vis-a-vis, se duce în trei locuri, dă-i 10.000 de lei și nu-i întreba ce ai făcut cu ei. Ăsta este mistrețul, are o tendință de a cheltui excesivă.